Deși au promis și au dorit să reinaugureze unitatea medicală închisă cu câțiva ani în urmă, în data de 1 aprilie, edilii petrileni au fost nevoiți să se declare învinși de birocrația și de lăsarea tipic românească. Chiar dacă s-a deplasat cu toată documentația necesară până la Ministerul Sănătății, primarul Ilie Păducel s-a întors așa cum a plecat, mai exact, fără niciun răspuns și fără a reuși să se întâlnească cu ministrul. Eu mi-aș fi dorit să-l redeschid a doua zi după ce s-a închis. De închis s-a închis într-o zi și o noapte în anul 2011 și de doi ani de zile ne ocupăm și ne luptăm ca să redeschidem. Nu mai fac istoria care, sau ce s-a întâmplat în primăvara acestui an. Am mulțumit și am apreciat modul cum am fost primit de către domnul ministru. A fost operativ și a trimis comisie ca să analizeze posibilitatea redeschiderii. A aprobat domnul ministru un raport privind înființarea unei secții uh, exterioare a Spitalului de Urgență Petroșani cu 50 de paturi cu uh, internare continuă în fostul uh, sediu al Spitalului din Petrila. Am fost din nou sau am fost personal cu documentația la Ministerul Sănătății. Din păcate, în ziua respectivă nu am putut discuta cu domnul ministru și a rămas documentația acolo. Sincer să fiu acum de aproximativ 3-4 zile n-am mai discutat cu cei de la minister. Așteptăm și sper ca odată fiind aprobarea sau semnătura de aprobat a domnului ministru pe acel material să se și materializeze în fapte, să zic așa, sau să se regăsească în înființarea acease, acelei secții exterioare în orașul Petrila. Pentru a nu-i mai dezinforma pe locuitorii orașului, primarul a mai precizat că de acum înainte nu va mai avansa niciodată referitoare la reinaugurarea unității medicale nu mai avansez pentru că nu mai vreau să dezinformez cetățenii orașului Petrila. Și ieri am avut o ședință de îndată a Consiliului Local, am fost întrebat pe bună dreptate de domnii consilieri, le-am expus și dumnealor ce vă, sau le-am spus ceea ce vă spun și dumneavoastră și mai mult deocamdată nu știu.